Doamnelor și domnilor, începe o nouă ediție delicioasă de divertisment alături de Cătălin Măruță. Foarte bine, Nabebe, bună ziua, oameni buni, și bine v-am regăsit! Salut, Ciucă! Salut, Ciucă! Prietenul nostru neînfricat, oameni buni, uitați, e conectat la mai multe aparate. Tocmai de-aia vă răspunde la Instagram la Radu Ciucă. Serios, tu ești conectat la toate aparatele din spatele tău? Tot. Am înțeles, de asta funcționează așa bine. Oameni buni, vă mulțumim că și ieri ne-ați urmărit într-un număr foarte mare și că ne-ați făcut lider de audiență. Chiar dacă mi-e mai spun unii pe Instagram sau pe Facebook că m-am născut poet, astăzi am hotărât să nu fac vreo rimă, pentru că mi se pare că ar fi o blasfemie ca de ziua în care s-a născut Mihai Eminescu plantă. Tu știi că astăzi s-a născut Mihai Eminescu? Da. 15 ianuarie, anul? 1000? Zi-mă 1000? 1850. 15 ianuarie 1850, adică 169 de ani. Băi... altă treabă. Tocmai de aceea astăzi nu o să facem rime, pentru că ar fi o blasfemie ca de ziua în care s-a născut Mihai Eminescu să vin eu cu vreun vers sau cu vreo rimă obosită, nu? Pentru că astăzi orice încercare precară de rimă e o crimă. Nu m-am lăsat. Poet nemuritor, fără tine am fi fost mai naiv, mai săraci, mai puțin demni. Așa că, oameni buni, să ne bucurăm de această zi de sărbătoare și să luăm volumul de poezia lui Mihai Eminescu, Plantă, îți recomand și ție, da? Să-l deschidem la întâmplare și să citim măcar o strofă din capodopera celui mai mare poet român. Perfect. Așa să faceți dumneavoastră cei de acasă, da? Veți simți că parcă altfel va curge sângele prin vene. Și acum eu zic că să începem emisiunea mai în forță și vreau să vă întreb dacă știți ce e la un bursuc. Da. Seamănă cu plantă? Da, așa. Da. Seamănă cu plantă, da, din anumite puncte de vedere, da. Până una alta, pentru cei de acasă, trebuie să știți că este un mamifer carnivor. Până aici te-am nimerit plantă, da? Da, da. Cu trupul greoi, uite, bă, l-am nimerit. Da. E acoperit cu peri lungi și aspri de culoare cenușie. Ești, până te vopsim noi în caplantă. Cu două dungi negre, asta când te facem ca și Cristiano Ronaldo. Da. Picioare scurte, ai picioare scurte, când ai mai îngrășat, așa. Ai capul lunguieț, îl ai. Băi, despre tine e vorba, plantă. Și având un râs asemănător cu cel al porcului, aici nu e vorba de tine. Ei bine, mai are ceva în comun cu porcul și anume, din carnea de bursuc, oameni buni, se fac sarmalele. Cel puțin asta au aflat papilele gustative ale colegului nostru, celebrul Mihai Dedu, pentru că a fost invitat la masă de celebra noastră colegă Laura Lezis să mănânce legat la ochi. Priviți, vă minunați ce a ieșit, pentru că în fiecare marți v-am obișnuit, legăm pe cineva la ochi și îl ducem să mănânce lucruri ciudate. Facem sarmale azi, nu orice fel de sarmale, ci unele cu ingrediente speciale. Cătălin, ce avem pe masă? Uite, avem un bursuc în untură de bursuc. Da, și o să facem niște sarmale în foi de shiso, perila, niște frunze de susan. Ia. Astea sunt cele crude. Ia, gustă. Miros bine. Gustă, sunt foarte mișto, foarte aromate. Frunză crudă? Da, 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 pe ce are? Și astea sunt cele pe care le-am fiert într-un sos în kimchi. Noi în astea o să... mento. Exact. Îți aduce aminte de guma din copilărie? Da. E, vezi, astea sunt foarte, foarte aromate. Și asta e tot? Și asta e tot și cu orez și cu carnea de bursuc. Ia, miroase. Miroase cam ciudat. E, miroase ciudat, obișnuită cu sarmale de porc. Mai schimbăm și noi. Deci eu n-aș fi zis în viața mea că o să mănânc vreodată carne de bursuc și mai ales sarmale de bursuc. Ia gust. E foarte bună. Normal că e foarte, foarte bună. Este foarte bună. N-aș fi zis. Uite, vezi, ăsta e ultimul element pe care îl punem în farfurie, un cartof dulce crocant. Asta e tot, da? Asta e tot. Și acum, Mihai, dacă ai terminat știrile, te așteptăm cu asta.
Eu sunt la Moldova nervos. Bine ai venit! Să rămână. Domnul Cătălin. Salut! Bine, acum strâng mâna, mai târziu te strâng în ușă. Menghina. Înțeleg? Yeah. Și să vină la Cătărica. Ai ajuns să o faci și pe asta. Mamma mia! Să știi că poți să pui mâna pe farfurie și să bagi mâna în farfurie dacă vrei. Mama, mama, mama. Și poți dacă vrei să atingi așa, să vezi dacă mișcă, dacă foarte nu mișcă, ușor. Dacă alergi. Ce sunt țepi? Însă nu spune să mai zatarici. No. Nu. No. Dar să știi că e vecin cu aici. Da, chiar e vecin cu Ariciu. Pe bune? Da, mănânci vecin cu Ariciu. Chiar vecin, cântiță, ce dorează, mă. Da. Aici e bine? Mai... Opa. E tare. Ai bine, ai luat bine. Mhm. Și iau și ceva mai tare, nu, dar nu, e, așa, e ok, e ok. Așa. E ok. Nu mai trebuie? E ok, poți să miști. Dar e mare, mic? Mediu. Mediu, da. Păi și trebuie tăiat? Nu? Nu. E așa, bite size. Unde e? Uite aici, uite aici. Acolo e. Cărnică are. Are, are. Cărniță din belșug. Se mișcă ăsta cum de viu, de mare aer. Să știi că e încet, nu merge tare. Și e cu mințel așa. E cu mințel, picioare scurte, merge așa, po, po, po. Și vecin cu Ariciu, da. Da, e vecin. Și cu cârtița. Bursuc? În aceeași zonă. Ornitoring? Ce mi-ați dat mâncat, băciu? Nu știu. Are și patru picioare? Are, are. Dar scurte. Unde? Și de ce nu mi-ai dat și smântână dacă mă... Da, e greu. Este foarte, este foarte mătăsoasă carnea. Mm-hmm. Este aromată. Da, da, hai să te dezlegăm, nu vrei? Auzi, vrei să zic ceva? Ia uite-le. Foarte bun. Hai să zicem ce e. Hai să zicem ce e. Și că la un moment dat l-ai ghicit. Ai zis la un moment dat ce hai este. Hai să vedem. Îți mai aduci aminte? Păi nu, am zis prima dată dacă e cărtiță. Da. E vecin din zona. Bursuc. Ăla e. Bursuc e? Bursuc. Sarmale din pulpă de bursuc. Incredibil. Rulate într-o frunză de shiso. E o frunză de susan. Și de acolo pleacă nu, asta e din Japonia. Da. Da, să știi că de aici. Foarte, foarte aromat. Eu le folosesc foarte mult în bucătăria japoneză. Îți spală papilele gustative. Îți spală tot, da. Mi-a spală și creierul cel mai. Deci am mâncat la arătat, da. Mă copii, da, noi nu ne dăm seama, noi mâncăm de Crăciun și de... Acelea sarmale de Paște, cu ulion. Cu... Uite-mă, bursucul, mă, care aruncă bomba ca să-mi cadă mie trompa. Păi, poți să mai amă? Te rog. Deci, recunoști că nu mi-a fost treaba. Nu. Așa, e bursuc. Ai fi mâncat bursuc dacă îți ziceam nu. Înainte? Nu. Serios? Nu. Eu n-aș fi bucurat. Totul are în început. Foarte bun. Cătălin, unde e? Nu ți-ai dat seama ce ai pierdut. Bursuc n-ai mâncat în veci. Tu n-ai mâncat bursuc. Am mâncat înainte. Nu e adevărat. Hai ia și tu una. Eu te-am văzut că ești reticentă. Dar să știți. Eu mănânc chestii ciudate, nu cele mai ciudate, da. Acum poți să vorbești, ce vezi. Foarte bun. Mulțumesc. Cătălin, mulțumesc. Jos pălăria. A fost delicios. Știam că e delicios. Îți mulțumesc că ne-ai onorat cu prezența. Da, mulțumesc. Vă mulțumesc că nu m-ați otrăvit. Ne vedem marțea viitoare cu o nouă vedetă.